Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Robloxianu. Data trecută am reușit să strângem 500 de like-uri și sunt super fericit că voi mă susțineți și apăsați butonul de like și am strâns peste 500 de like-uri de fapt, ceea ce acum e rândul meu să vă dau vouă un thumbs up. Suntem live pe Trovo în același timp. Nici nu am intrat bine măcar pe jocul ăsta și Mega Knight deja a apărut. Deci nici măcar nu știa ce urmează să joc. Dar abia am intrat, era și el aici. Ok? Luca zice salut YouTube. Deci Luca de Petrov v-a salutat. E destul de lung tycoon-ul, zice Mega Knight 511. Ok. Păi ne-am întors aici. Mă știți deja. Sunt plin de aur, am drip la gât, ochelari de soare. Sunt pe bani, practic, pe bines. Acum noi o să ne respawnăm golf cartul. O să ne mișcăm puțin pe aici până vor intra restul abonaților, ca să-i adunăm la loc pe insulă. Pentru că eu când intru pe un joc și sunt live pe Trovo, abonații vor intra pe server cu mine și vor da join. Și când iese cineva care, de exemplu, nu e abonat, intră un abonat și tot așa, mă rog. Insula, în caz că nu ați văzut episodul anterior, este vorba despre un tycoon în care ai o insulă și începi complet de la zero. Am construit asta, după care pe insula aceasta droparele sunt făcute mult mai inteligent. Adică este, mă rog, a lucrat developerul la tycoon, să-i spunem așa. Și tu conectezi drumurile acestea, cumperi și ajungi aici, unde chestiile pe care tu trebuie să le cumperi sunt cu roșu, dar asta e cu verde. Cam așa arată. Și ce e cu verde îți generează bani. Practic ăsta este dropperul nostru. Oamenii care aruncă niște pești pe care noi îi prindem aici pe ocean, îi congelăm și îi vindem și se întâmplă chestii și facem bani. Vedeți în stânga jos acolo. Ok, aici este portul. Dacă vrem să ne ducem, uite, sunt și fel de chestii, dar n-are rost 50.000 pentru un forklift care nu face nimic. Știi, am dat eu niște Robux și am cumpărat un nu jet ski. Nu știu unde era party boat. A, cred că acolo e. Party boat care merge și repede, am luat și cu Robux și ar trebui să rupă efectiv tot. Cargo ferry, adică sunt scumpe. Abia ne chinuim să facem 50.000 și să 5 milioane, deci probabil vom ajunge în punctul în care vom avea foarte mulți bani. Știi, și cu barca asta, cu bărcuța o să mergem să luăm abonații. Abonații vor apărea pe acolo și le vom vedea numele, Mega Knight și așa mai departe. Dar până intră toată lumea, ieftin 50k, ok. De exemplu, putem să ne uităm pe tabelă și vedem că eu am în total generat 1.8 milioane de dolari. Banii pe care a generat insula asta. Și sunt alții, uite, cu 2.7, ăsta e... Mamă, Mega Knight are 64 de milioane. Bă, Mega Knight s-a jucat non-stop de la episodul nostru anterior. Bă, recunoaște Mega Knight că ai jucat non-stop de atunci, că n-aveai 64 de milioane. What? Mega Knight a lăsat calculatorul aprins peste noapte. Wow, ok. Bun, păi mă cam enervează golf cartul ăsta că merge greu. Cam asta este singura problemă. Adică ne-ar trebui ceva, nu există ceva mai rapid, Mega Knight-ule? Nu chiar non-stop, ok. Nu există ceva mai rapid decât golf cartul ăsta? Mă rog, după zona respectivă am venit aici, am făcut un fun park. Îmi spuneți voi pe cea dacă e sunetul prea tare, să-l luăm mai încet. Aici în parc abonații vin și se relaxează, zâmbește abonați. Uite, urcă pe aici, așa. Și mă dau pe tobogan. Yeee, mi-am rupt gândleaja. La toboganeria lui Rafael, uite, alt abonat. Și apoi vii, te urci pe scări pe aici, te dai din nou pe tobogan. Yeee, ce mult îmi place. Iată, urcă la loc. What? Cum am căzut de jos în sus? Că n-are sens. Mă rog. După care plecăm de aici. Este un pick-up truck lângă vilă. Ok. O să vă arăt imediat și vila. După care pe insula asta nu cumperi doar asfalt, ci cumperi și toată insula, se extinde. Ok, o să dăm cu spatele, o să ne întoarcem. Dai. Asta merge cam greu la 40 viteză. După care am generat am construit un aeroport. Aeroportul ăsta ne aduce bănuți. O să vă arăt imediat. A avut tot așa multe chestii cu verde. Aici vin oamenii. Practic asta e dropperul, cu servietele oamenilor. Abonații care dau telefoane importante. Aici te scanează, pac, și tot așa. După care ușa se deschide și dacă ai chef de sigur, poți să pleci cu propriul tău avion. Dați-mi voie să vă arăt. Așa, și avem plane respawn, boom. Avem avionul ăsta așa pârnaie și putem să zburăm cu el. Ia uite-mă cum mă duc. Yay! 135. Nu merge atât de repede avionul ăsta, sincer, pentru că merge iahtul meu cu 120. Adică, mă rog, dar sunt și avioane mai scumpe. Uite-l pe Mega Knight acolo jos. Stai că vin. Oh, ok, în jocul ăsta nu există să explodeze. Poți să dai jos. După aia avem aici un avion mult mai fighter jet, 500 de Robux. Adică, nu știu să zic, Rafael, despre asta. E cam scumpicel. Noi avem și un grup de Roblox, link în descriere. Private jet cu $1.000.000. O să fac eu, probabil din viitor apropiat, din nou concursuri cu câte 10 Robux pentru grupul nostru, pentru că știu că sunteți abonați care ați vrea hăinuțele, tricourile cu Rafael, dar nu aveți Robux. Ideea e că dacă na, voi cumpărați Robux de pe grupul nostru, eu îi primesc o parte din Robux și aia în joc și folosesc pentru episoade. Nu am mai purtat outfiturile cu hăinuțele noastre, pentru că mi-a plăcut asta, e prea troll. Dar o să mai facem, o să mai facem. Poate pun pe cineva să-mi facă o bluză de asta de aur, așa, știi, pentru outfit-ul meu. Dar vedem. Mă rog, a fost cineva pe Fiverr care mi-a făcut tricourile respective. Ok, hai să-mi cu spatele, hai să mergem și ne ducem mai departe. Deci după ce am făcut acest aeroport, nu știu exact, cred că pe aici ne ducem. Și ce e ciudat că ar trebui să meargă mult mai repede pe stradă, dar nu prea are vreo legătură. În fine, trecem pe lângă hangarele acestea. Abonații văd că nu au mai intrat. Iazmina, bă, a venit. Cred că nu ies ăștia și de-aia nu mai intră abonații. În fine, după care noi ne-am cam oprit la vila lui Rafael. Ok, asta este vila, este încă în construcție. Avem o fântânică și cam atât. Ok, cred că vrea să ne arate el camionul. Tot ce vrea să-mi arate. Aha, garajul. Ok, dirt path. Deci putem face gărăjescu, pereții de la garaj, acoperiș, lighting decorations by doors. Să luăm niște lumini și muscle car. Wow, vreau muscle car. The flex. LOL. Luăm niște decorațiuni. Hai să o dăm, ești de bun, ia urc aici. Mega Knight-ule, să vezi viteza. Ar trebui să... Ok, merge cu 80. Mă îndoiesc eu că merge pick-up truck-ul ăla mai repede decât muscle car-ul. Deci merge cam aproape de 2 ori mai repede. Aproape, ăla mergea cu 39-40. Bă, ce asta? Este avionul lui. Avionul de 1.4 GPL. Bă, ăla e motor de Logan. Ăsta are motor de 4.0 benzină. Benzinar. Vă place, băieți, noua mea mașchinetă? Ok, hai că prinde viteză, dar nu știu dacă care doar 2 locuri, lol. Asta este. Îl lăsăm aici în garaj, avionul meu. Bă, Mega Knight are avion privat. Uite mă, pick-up truck e 600.000, dar e cam scump. Sincer, mă rog. Aici avem bucătarul nostru Ioniță, care ne face mâncare și pur și simplu dispare mâncarea. Însă mai e mult de lucru la casa aceasta. Așa că hai să mai adăugăm niște perezi, niște un tăvănescu, ceva. Ok, un televizorescu, fireplace. Ia uite mă ce mă relaxez. Dar noi nu avem acoperiș. Ok, decorăm ceva pe aici, frumos. Deck. Priveliște, băieții. Da, tată, i-am piscinuța. Ia uite mă. Wow. Mamă, not în bani, băieții. Bă, dar de ce nu e mai umplută piscina? Mă rog. Ok, railings. Mirosiți și asta voi, băieți? Miroase a bani, tati. Ia uite, mă. Frumos. Hai să intrăm înăuntru, desigur, unde altundeva. Pianina am luat-o. Păcat că nu pot să interacționez cu el, asta este. Bookshelf. Plântuța. Poate cumpărăm și noi un acoperiș, nu știu, zic. Avem uși. Mamă, uși cu senzor, dar se lasă noaptea și e canjale aici. Stai să vedem ce face bucătarul Ioniță. A dispărut. Oh, a apărut asta, ok. Garajul, bun. Ia uite mă câte geamuri. Nu știu cine o să le curețe. Dining table, desigur. Bă, la lumină n-avem. Second floor, dă-mi un acoperiș ceva. Altă treabă, tată, la lumini. Presupun că sunt de modă veche luminile în casă. Gen, imaginează... Uuuu, da mămis. Stăm și noi frumos, ne uităm la televizor. Uite, aici ar fi fost mișto. La televizor să poți să vezi insulele altor jucători sau chestii de genul. Să poți interacționa cât de cât cu el acolo. În fine, până acum, ce părere aveți, băieți? Asta este... Sincer să fiu cu voi, nu știu cum s-a întâmplat, că e o coincidență, dar... ia, că avem un oaspete. Ce faci, mă, Vlad, aici? Eu te pe Vlad, mă. Voiam să vă spun că e o coincidență, nu știu cum s-a întâmplat, că așa e viața, știi, uneori chiar se întâmplă. Dar casa asta arată identic cu, zic, casa mea din viața reală, adică... Ce chestie, nu știu. Mă rog, am cumpărat așa. Gen, exact așa arată și casa mea. E un pic mai mare fântâna în viața reală, dar... Cam așa e, gen asemănător. Aici pare cam gol totuși. Hai să mai luăm o ușă. Frumos, frumos, frumos. Este pe Vlad, mă. El face bine. Avem odată un prieten și a zis altui prieten: mă invit la tine acasă. Așa e și Vlad. Mă invit pe la tine. Ok. Așa. Hai să nu lăsăm bucătarul ăsta pe întuneric. Tu-ți dai seama cât talent. Ăsta e, mă, bucătarul talentat. El gătește cu lumina stinsă. Imaginează-ți, ok? Doar imaginează-ți așa ceva. Ia uite-ne, tată. Da, scaunele astea nu se mai stă aici, ok? Bun, decorațiuni. Este, mă, să-l văd eu pe Vlad câți bani are de ajunge el aici. 2 milioane, ok. Avem acolo o bărcuță, ceva. Țacapac, a venit și Ștefi. Să vedem de la Ștefi aici ce se întâmplă. Are limba scoasă, bacon în cap. Am înțeles. Nu uitați, băieți, de like. Ok, sau follow pe Trovo eventual dacă se mai uită cineva la live. Sunt două bug-uri de 1.5 milioane, dar e pe altă insulă. Bug-uri, ok. Și acum, astea cu verde ne interesează pe noi cel mai tare, că astea ne produc bani. Ok, bowling, yay! Nu ne mai interesează lumina, ia astea să facem mai repede bani. Ok, și vom vedea aici că vine cash-ul ăla gros. Ok, cash-ul ăla grosolan. Deja ne trebuie 105k. Dar ce, mă, noi nu putem interacționa aici? Ia arată-ți, mă, talentul. Vlad, arată-ți talentul, să te vedem, nimerești sau nu? Stai un pic, am făcut bănuții. Bun. Și generăm cât de cât acolo. 115k golden pins. Ok, hai, rândul meu. Dă-i. What? Nu s-au mișcat. Băieți, seapă, băieți. Și pe față și pe spate. The drip, baby. Vlad n-are niciun stres. Ubla 2, presupun. Deci eu v-am dat link. A intrat și Edi Meleon. Ia uite, a spamat acolo click-ul, dar a rupt în două. E full. Sunt doar 7 locuri, ok? Și sunteți 1000 pe live-ul ăsta, dintre care minim 100 încercați să intrați pe link. Deci șansele ca să fie full, aș putea spune că sunt de 99,99%. Deci cei care ați intrat ar trebui să fiți fericiți că ați intrat. Și 125k. Frumos, tătis. Stăm pe spate din nou. Deci banii se generează, băieți. Am făcut un server privat doar cu abonații. Le-am aruncat link-ul pe chat pe Trovo. Și care a intrat, a intrat desigur. Daviducul tău pe Facebook, uite-l aici. Dar unii dintre voi n-ați jucat deloc, cred că are 40 de dolari. Restul a jucat undeva la 2 milioane. Deci n-am mai intrat Mega Knight-ul, de era el full. Nu știu dacă mai are sens să cumpăr luminile astea, dar mă... Wow, lumini mov! Ok, deci camera asta o să ne aducă și mai mulți bani. Bucătarul ne aduce și el și mai mulți bani. Ia uite-l ce fericit este. Ok. Și cred că o să începem să construim la etajul 2. Mă rog, la etajul 1, că ăsta ar fi parterul. Ok. Carpetă. Check. Merțanu. Check. Pereți. Check. Pereți. Check. Bă, dar numai pereți iau. What? Sitting. Mamă, stau ca bossul. Ia uite, mă. Ia uite, mă. Sunt băsache. Nu știu dacă bani poți să cumperi. Hai să vedem cât ne costă. 500k nu prea rău să dai. Ar trebui să-ți dea mult mai mulți bani, părerea mea. Gen 300 Robux să-ți dea 10 milioane sau ceva. Hai să luăm pereții. De asta e puțin, eu am astea, nu? Da, extra speed, autocolect. Nu înțeleg, astea ce sunt, că... Bine, le-am bifat eu acum, dar înainte... Eeeu, light mode. Nu-l mă. Ok. Bun, deci cumpărăm niște ușițe. Ia uite ce frumos, se deschid, sunt cu senzori. Wow, îmi cumpăr pat. Bă, ce așa sus patul ăsta? Aici o să stea bau-bau noaptea. Vă spun. Mamă, safe cu bani? Normal că safe cu bani când arăți așa. Și ești full de drip. De asta e să stau eu puțin pe casă, gen. Și să vedem noi abonații, să analizăm. Că doar câțiva vor reuși să ajungă pe insula aceasta plină de bani și valoare. Pentru că nu vor avea. Deci o să ajungă așa. Gagu Andrei, ok. Și Alex, și cam atât. Ei probabil vor avea o barcă sau ceva. Restul trebuie să mergeți cam pe jos. Bă, vine cineva, iată-l! Bă, a venit cu barca! Ne-a saltat! LOL! Se iei cu banii, încă se lucrează la el. Lasă să băieți cum a venit. Deci nu vine nimeni cu avionul așa de flex. The flexing. Ia uite-l ce sare nebunul. Băi, facem cu mâna, salut. Sal. Hai că aproape luăm seiful ăla nebun. Deci o să începem să ne mișcăm mai greu pentru că sunt foarte scumpe astea. Money dropper. Bă, vreau și un viață reală de asta. Bă, vreau un viață reală de asta așa. Gen, banii se generează. Îmi face și mie cineva cadou o mașină de tipării bani? Please. Nimeni? Ok. Ok, de ce nu e un șezlong aici? Asta nu pricep. Bune? Rele? De unde ar trebui să mă bronzez, fata? Ok, mai luăm niște pereți. Că de ce nu? Și știi ce mi-aș dori să mai cumpăr? Niște pereți, ai ghicit. Bine, pot să stau aici pe șezlong. Nici nu pot să stau pe șezlong, lol. Bă, ce scam, dude. Îmi vreau banii înapoi. Deci, what? Nu pot să stau pe șezlong? Come on, trebuie să-mi fac un outfit. Vă zic eu, deci trebuie să-mi fac un outfit la short, de la așa, de plajă. Ok? Trebuie să ne facem odată un outfit. Dar, și oare, mă, caracterul nostru, bă, nu știe ce să facă. Ia uite, mă. Aiutor, m-am înnecat în piscina mea de oglez în înălțime. Avem un oaspete, ia uite-l. Cap de bacon, sau nu are bacon? E șeriful. Gugu Gaga. Și sunt mâinile alea, zici că e făcut din iarbă. Ok, hai că am făcut bănuții, voi cumpăra mașina de printat bani. Wow, se printează bănuții. Ia uite-i cum apar în seif. Dar care-i faza cu seiful ăsta că e deschis non-stop? Adică, mă rog, hai să ne mai cumpărăm o lampă și să stăm în pat. Nici nu pot să stau în pat, pe bune. Adică, come on. Ziua mea este oficial ruinată. Că nu pot să stau în pat. Ok. Eu am ochelari de soare noaptea și în club. Sunt genul ăla de persoană. Ok. Să-mi cumpăr o carpetă de 15.000 de dolari. Frumos, frumos. Uite-l, mă. Mă, șerifule, îți place? Hai să stăm aici, ne uităm la televizor. Stai așa că e pandemie, trebuie să fim la... cu distanțare socială. Ok, atât destul de bine. Am mai de lucrat aici. Acoperi și eu 100 de mii, mă lasă lefter. Aoleu. M-a lefterit, băieți. Lumina 62K. M-a lefterit, vă zic. M-a rupt pe picior. M-a rupt pe picior lumina. Dar de trebuie că e noapte. Ce frumie TV-ul. Moare de râs, bă, cu abonații. Ooooo, zici că sunt la spital, așa am lumină în casă. Frumos, frumos, aici se generează banii, ok. Mamă, cine mă ăsta? Sărsailă! Sărsailă! Băi, sărsailă, băieți, uitați-vă, le are coarne. E duhul rău. Ei drace, din fața ochilor mei. Ca să nu zic altceva. Ooo, mi-am cumpărat lampa. Frumos, frumos. N-are nici față, lol. Hai că începem să facem bănuți repede. E bine că astea nu sunt de scumpe, doar alea care generează bani, upgrade-urile. Am flori și chestii, se face și ziulica, îmi cumpăr pat pentru oaspeți. E prea mult spațiu. Și aveți și voi spațiu sub pat? Să intre... Wow, ce asta? Save de aur. Să intre bau-bau? Ar să râzi, bă, deci îmi zic abonații. Ca eu să dansez cu dansul de la din Fortnite, trebuie să cumpăr Bobux. Al naiba. N-am mai auzit niciodată de Bobux. Ce-o fi aia? Nu știu, sincer, poate ați auzit voi de Bobux. Ok, hai să stăm și noi la piscină. Câți dintre voi știți de Roblox Tix? Nimeni, doar veteranii care sunt 10. Roblox Tix. Deci eu când eram mic și mă jucam Roblox, exista Roblox Tix și Robux. Deci era Robux cu cash-ul real și apoi Tix. Și Tix îl obțineai jucându-te Roblox. Practic erau banii din joc. Da, banii din joc cu care puteai să cumpere anumite haine și așa mai departe, ca să nu fie nedrept față de ceilalți jucători, că nu bagă bani reali. Cam asta e chestia. Și țin minte că aveam Tix, dar prin 2016 parcă s-au scos. 2015, nu mai știu. S-au scos de tot Tix. Ok, deci căsuța arată destul de bine, este o viloacă. Frumos, frumos. Nu știu dacă mai... aveam asta de luat. Gold Dropper, deci acum avem și aur care se generează din nimic. O să luăm astea odată, așa. Și mai avem balconul aici. Balconiada. Da, tata, vila e completă, cred. Nu cred că mai e absolut nimic de generat aici, de cumpărat. Deci ați văzut balconiada odată, avem multe balcoane, avem pat, avem generator de bani, alt balcon. Deci casa asta e plină de geamuri și balcoane. Ok. Cam asta este etajul numărul 1. După aia la parter frumos, ați văzut tot ce trebuie. Și cam asta e petrecerea. Aici e cu lumină așa. Bucătarul face mâncare non-stop. Deci e angajat să facă mâncare 24/7. Și după aia mai avem noi aici o mașchinetă. Și hai să vedem ce mai trebuie să cumpărăm. Hai să luăm mașchineta prima oară. Vrum vrum. Ok, ok. Noul muscle car. Și o să ne extindem insula, pentru că nu mai e loc, frățiorul. Dirt path? Da, mama. What? 250.000? Bă, ce drum de dirt e, bă, ăsta la 250.000 de euro. De așa că nu plec nicăieri. Stăm să luăm. O să se extindă insula încolo, dacă nu mă înșel. Asta e așa, asta ce? Ce-i fă asta? 1 milion! Bă! E țapă! Oh my god, 1 milion de euro? Bă, e țapă! Byland Spire. Știi ceva? Urcă aici, că mergem să luăm abonații. S-a încheiat șmecheria. Băi, răsturnam mașchineta! Opa! Întoarce mașina! What, a mai apărut un abonat! Mă, tu de unde ai apărut? Cam de carte! David, duc-ul tău pe Facebook! Bă, întoarceți mașina ca... Bine, n-ați răsturnat-o voi, dar... Aici la Party Boat, că sunteți cât sunteți, deci Alex Gamerul. După aia e Gugu Gaga. Și după aia e Daviducu. Ok, hai să vedem. Daviducu e aici. Gugu Gaga e aici. Edi Meleon și Rareș. Rareș cred că e mai aproape. Deci dăm... Ia uite-l pe ăsta, mă! Bă, am găsit un copil în ocean! What? Gicule, ce cauzi, mă? Cine, mă, nebunul ăsta? Edi Meleon, ia uite-l, mă! În notă. Bagă-te, stai undeva jos. Bă, Edi Meleon are bluză cu Rafael, e fan adevărat. Ok, ok, ok. Hai la Rareș, Rareșelul tău, să vedem ce face. Vedem. Oh! Să învârt. Ia uite-l pe Rareș ce fuge. What? A luat o raznă. Bă, ce are barca asta? Ce are Rareș de fuge pe loc? Ok. Uite-l cum face! Bă, mi-am dat respawn. Ce are de face așa? Bă, nu știu câte locuri mai avem, sincer. Și barca asta se învârte. A nebunit. Cred că mai e un singur loc. Deci... eu merg și la Radu, dar... bine, vezi dacă ai unde să stai, Radu. Nu mai are unde să stea! Nu fă mișcări bruște, că ne-am dus pe copca. Nu știu exact de unde începe. Ăsta e începutul? Sau ăla e sfârșitul? O, că ne blocăm aici, ești nebun. Gata, suntem pe avarii. Hai jos, băieții. Vreau să vă văd la un obi adevărat. Obi Island. Dacă îl completăm, ci că primim bani. Hai să vedem ea. Uite, abonați, s-a chinuit din greu. Hai să vă văd la obiul ăsta. Nici nu știu câți bani mi-a dat. 50k! Hopa, ia vezi câți dă bani! Hai băieții la obi! Ce mai stăm? Nici nu mai discutăm, eu o să-l fac mai repede obiul, pentru că am... îmi cumpărat cu Robux ăla să mă mișc repede. Da, o să vină și abonații oricum. Deci îți dă 50 ca la fiecare checkpoint. Vezi că e ceva. E destul de mult, sincer. 50k e insane. Deci dacă vrei să joci jocul ăsta vreodată, fă mai întâi obiul. Că pleci din start cu milionul. Sau poate îmi dă mie 50k pentru că am... dacă mă spauna pe insulă... ah! Mi-a amorțit mușchii. Ok, ok. Tu dă-i în continuare, Alex, că eu am viteză. Eu vă prind oricum din urmă. Dă link la server? Păi nu mai dau link, că deja cred că sunt vreo 20 de oameni care vor să intre. Și vă bagă după ei. Mamă, facem 2 meleoane. Opa! Hai că nu e așa greu obiul ăsta. De trebuie să parchez barc... de fapt, nu. Lol, eu pot să sar de aici. Uuuu! Ok. Bă, ne-a dat țeapă! Țeapă autentică. Ia, ia. Hai. What? No! Ok, era dreapta, dreapta și apoi mijloc. Bun, bun, bun. Nu știu de ce m-am dus fix pe aia roșie. Eu pot să sar de aici, lol. Opa! Opa, mamita! Hai că m-am dus! Hai, sal! Bă, e greu ăla! Posibil să mă ajute. Bă, eu nu înțeleg, deci... eee, era finalul aici, lol. Eee, bine, băi. Bine, bine, bine. Și acum ne dăm pe trambolina. Yeeeeee. Și ne-am scos cu 3 milioane, ești nebun. Wow, a meritat. Și mi se pare că putem să-l facem iar ăsta. Ok, iahtul nostru e acolo. Deci o să ne dăm puțin așa de-a dura. Și ne băgăm la apă mare, băieții. Uite, mă not așa într-o parte. Abonații încă se chinuie acolo. Wow, sunt pe spate! Stau pe spate, bă. Ai coborât și Iliadu? Aia zic. Ia uite, mă, ochelarii de soare. Îți dai seama că eu not la costum. Ăla merge pe apă. What? Opa, băgăm niște hack-uri. Ok, ok, ok. Aia e. Am ajuns oficial și neoficial. Și acum o să ne plimbăm cu toții. Mașina răsturnată pe acolo. O să... Wow, aici mai era de cumpărat? Hallway, bă, nu văzusem astea. What? Stai, asta e că... Cred că s-au băgat upgrade-urile astea după. Așa cred. Probabil când mai luasem... când am terminat casa sau ceva. Bă, astea nu erau aici. Wait room, bă, sunt prea scumpe astea. Hai, lasă-le așa, că vreau să cumpăr insula aia. Să o extindem. 1.000.000. Ok, hai cu golf cartum. Hai, băieții. Echipați-vă aici. Restul... Bă, golf cartul meu! Restul pe jos, băieții, veniți. E insula cam mare de asta. Și are măroata! Bă, ce se întâmplă? Pa? A, le zice lor că am chestii de pe server. Ok, bă! Hai, mă! Dă-te jos și împinge! Dă-te jos și... Dă-te jos și împinge cartul ăsta stupid! Uite, știu cum merge cu roata! A, și-a revenit. Ok. E cam greu, dar mă rog. I-am pus la plimbărit pe abonați. Cred că ar trebui să vină un drum care să conecteze insula. Știi? Mă rog, casa. În fine. Am ajuns la casa noastră de super mega lux. Și nu știu ce se întâmplă cu drumul ăsta scaft așa. S-a dus asfaltul. Vine și noaptea. Și aici o să ne cumpărăm Land Spire. Deci avem o mică insulă. Avem un... ok. Și aici o să ne extindem efectiv insula. O să devină și mai mare. Bă, da, asta cred că e cel mai mare tycoon pe care l-am jucat vreodată. Wow, dirt path. Ok, și acum o să ne urcăm cu toții aici și o să facem un pro gamer move, adică o să sărim ca nebunii. Wow! Ok. Și până să continuăm noi toată șmecheria aia de acolo, o să facem casa principală, ca asta cred eu că vrea jocul. Să le luăm pe astea mai ieftine, că de acolo devin mega scumpe. Săraci abonați dacă n-au sărit. O să lăsăm mașina în față pe avarii și o să mai luăm pe aici ceva. Totuși nu văd nimic verde pentru bănuți. DJ Set! DJ Vasile! Bă, de ce nu mă lasă să bag muzică? De ce nu sunt astea cu verde? Nu înțeleg. Aia e chestia. Ăla o să-mi ceară hallway. A, uite mă, ăsta e mai ieftin. Bă, ăsta trebuie să-l facem, mă. Deci, cred că au fost două părți. Prima parte ne-a deblocat-o cu hallway-ul ăla după ce am făcut probabil ăsta sau casa. Și a doua după ce am terminat... nu, cred că stânga după ce am terminat aeroportul și dreapta după ce am terminat casa. Că uite, astea sunt mult mai ieftine aici. A fost hallway-ul 6.000 sau cât a fost 10.000 și ăla a fost 6.000. Ok, piscinuța. Deci o să luăm fel și fel de camere. Mai e ciudat că astea nu sunt cu verde, că par a fi pentru comercializare, dar... Mă rog. Mă rog. A, uite aici. Lunch Station. O, burgheria lui Rafael, bă. Breakfast. Coffee. Haideți, băieții. Acum a venit și cu acoperișul cu lumini. Second floor frumos. Scări frumos, luminițe. Stai așa să ne ducem și la etaj. Tot îți dă bani în plus? Credeam că doar alea verde îmi dau bani în plus. Uuuu. Da, mamă, stai să stau și eu cu abonatul aici să băgăm un burger. Bă, nu sta pe masă, că strici burgerul la abonat. Ne relaxăm, băieți. Bine. Ei stau pe masă, abonații. N-am niciun stres, adică nu mai e nimic de zis, ok. Aici se aruncă burgeri în aer, ok, ok, ok. Hai să mai cumpărăm, să mai continuăm de fapt. Stairs, second floor, decorations, chestii, luminițe, furniture, deci astea vor fi... Nu știu, vrea să fie un hotel ăsta? Room service. What? Golden tip jar. Wow, avem room service. Vrea să fac asta în fiecare cameră? Ok. Ok, 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 ok. Țineți-vă bine, băieți, că avem de achiziționat, se pare. Room service. Tarararam. Lighting. Cred că acolo n-am luat lighting, este puțin. A, le-a adăugat peste tot, cred. Ba, nu? Bun. Le facem camere abonaților, că sunt oaspeți. Dar nu înțeleg ușa asta care-i faza cu ea. Cred că o să se unească după. Bun. Asta e făcută. Asta pare o cameră mai deluxe. Deci nu ca celelalte. Două camere cu nebuneli, ok. Asta va veni după, cred. Room service frumos. Să ne genereze cash-ul. Bă, ce-am luat? Și ăla diamond tip jar, ok. Why not, brother? Să curgă cu diamanți. Ok, ok, ok. Furniture, s-a făcut și ziulică. Ok. Habar n-am, cred că se iau 2-3 de astea, mai mult nu. Deci ăla e exit-ul. Nu știu, în fiecare cameră diamondul ăla? Nu e. A fost doar în alea mai deluxe. Am înțeles ideea, ok. Ne mai uităm o dată, am luat tot. Bun. Mai avem la etaj totuși. Deci țineți-vă bine, băieții, că avem... Facem mall aici. Ce facem, bă? Bă, ce se construiește? Direct mall. Mall-răreria lui Rafael. Uite abonatul cum stă. Yeee, ne relaxăm. Ok. Astea sunt și mai deluxe. Wow. Balcon, bă, e penthouse ăsta. Voi vedeți? Mamă, 62K. Hopa. S-a scumpit situația. Băieții. S-a cam scumpit situația. Ok, ok. Bă, nu o să mai cumpăr cu Robux, adică deja e prea... What? Zbor abonatul! E hacker! Hackerul! Cumpăra balconul, deci este să mai de buget așa. Ok, deci toate camerele astea generează bani. Ceea ce înseamnă că o să genereze mulți bănuți. Dacă el apare la mine în video și... are hack. Nu poate să-i dea cineva report care se uită la video, că gen rămâne dovada pe video. Sau nu prea stă nimeni să dea reporturi. E drept, facem bani destul de repede. Dar vor fi foarte scumpe în partea cealaltă a hotelului. $47K. Doar obiul ăla ne dă bani, alte insule nu mai sunt care să ne dea bani? Deci, nu știu, am făcut cred că toate camerele, nu? Mai e ăla de acolo, aici așa, aici așa, aici. Luăm acoperiș. Ok, luăm lumini, ok. Și hotelul, aș zice că e destul de complet. Da, deci asta e intrarea, inițial era doar atât. Dar acum s-a extins pe aici, da? Ai toate camerele de hotel. Ok. Și Cred că am luat tot. Bine, pot să fac așa. Și asta find buyable object. Ne arată ce mai putem lua. Aha, aha. Hai să luăm și piscinuța aia. 40k. Uuuu, apă cumpărăm. Mamă, bănății, hai la apă mare. Înotăm, lol. Copaci. Lumină, ok. Poate ne electrocutăm un pic. Mamă, au apărut abonatele. Nu putem să stăm pe șezlong, dar stăm pe scaun aici. Bem o limonadă. Hai la Pirate Island. Da, cred că o să mergem acum. Stai așa să mai cumpăr de aici. Ce mai e de luat? Extend floor. Am aduc gamăsuțele. Cred că partea asta e cam terminată. Stai să vedem ea. What? Am scos pietrele. Volei. 60.000 nisip. Castel de nisip. Cred că acum trebuie să mergem în altă parte, că durează ceva până facem bănuții. Volei, bă. Asta ce? Nu mai merge golful. Ok. Trebuie să plec fără voi, băieți. Pare rău. Dați apă. Trebuie să vă dau țeapă că îmi blocați golfăreria, o blocați cu totul. Ok. Mă cheamă Mariana. Mariana. O cheamă Mariana și aș ști Mariana. Bă, eu am un talent să citesc nume. Eu pocez numele. Asta e talentul meu. Bă, săraca fată, o cheamă Mariana și aș ști Mariana. Oh my god. Ok, asta e talentul meu. Ce-i drept. Nu, Mariana a fost amuzant. Ok, ideea e că pe bunica mea o cheamă Mariana și când am văzut așa Mariana și m-a dus direct gândul. Ok. Bun, pick-up truck. Dar n-aș vrea pick-up truck-ul. Nu mai e nimic altceva? Trebuie să fie aici. Ia, urcă-te aici. Pe mine Daria. Ok, hai să mergem înapoi. Trebuie să fie insula asta următoare. Ar trebui o mașină cu mai multe locuri care să meargă mai repede, dar mă rog. Aici habar n-am ce ar trebui să fie. Poate aici e lighthouse-ul, cred că da. What? Bă, nu vreau. Poate cădem cu asta de aici că ne-am dus. Nu vreau island la 1.000.000. Stai un pic, abia am făcut milionul ăla. Hai că mai vin abonații. Ia uite, i-au sărit de... au nebunit. Aoleu. Ok, hai să vedem. 250k. Ce se întâmplă? S-a stricat. Lighthouse entrance. Wow, ăsta e farul nostru. Ia uite-l. Deci că e banca. Dirt ne costă 1.000.000. Dirt. What? Suntem la camera ascunsă. 2.500.000. Mi s-au umflat venele pe gâdleajă. Gata să cumpărăm dirt-ul ăla la 1.000.000? Bun. Hai bă, las-o. Las-o așa. Am cumpărat 3 metri de dirt. 1.000.000. Ok. Că înseamnă că trebuie să luăm din altă parte. Dar probabil trebuie să... Ideea e că luăm lighthouse-ul ăsta. După aia ne deblochează la aeroport acolo basement-ul. Cam aia e. Însă noi să ne oprim aici cu episodul. Ne-am jucat destul pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut și vreți să mai facem în continuare, eventual să terminăm Tycoon-ul, apăsați butonul de like. Ne vedem la viitoare.